Doi tineri au decis să dea iama peste prostituate și nu pentru a le cere servicii intime, ci pentru a le tâlhări. Aceștia foloseau uniforme și însemne ale poliției române și năvăleau în locuințele folosite de tinere la întâlnirile cu clienții. Victimele erau încătușate, iar apoi jefuite. Falșii polițiști sunt Andrei, de 21 de ani, și Ilie, de 23, ambii din județul Buzău. Au mai avut de-a face cu poliția după ce în 2020 au tâlhărit și agresat în propria locuință două tinere din cartierul de sud. Unul dintre ei se afla sub control judiciar. De data aceasta însă, celor doi indivizi li s-a pus fata pe prostituate. Au depistat pe site-urile de publicitate, care sunt locuințele din Buzău închiriate de prostituate pentru a servi clienții, apoi au decis să le viziteze. Unul dintre tineri se recomanda a fi agent de poliție, arăta o insignă falsă, după care dădeau buzna peste victimă. Ulterior își chema partenerul, care intra în cameră cu o cagulă trasă pe cap, împreună încătușau victima și o obligau să le predea sumele strânse din practicarea prostituției. După ce primeau banii, falșii polițiști eliberau victima și plecau. Patru dintre tinerele care au picat în plasa celor doi indivizi au sunat la 112 pentru a anunța că au fost jefuite. La scurt timp, infractorii s-au trezit cu adevărații polițiști peste ei. Potrivit IPJ Buzău, polițiștii din Buzău au depistat și reținut doi bărbați bănuiți că ar fi indus în eroare mai multe tinere prin folosirea fără drept a calității de polițist, împrejurare în care le-ar fi deposedat de bani și de carduri bancare. Din cercetări a reieșit faptul că bărbații ar fi pătruns în camere închiriate în regim hotelier sub pretextul întreținerii de relații intime și ulterior, pretinzând fără drept că ar fi funcționari publici, le-ar fi deposedat pe tinere de bani și de carduri bancare. Prejudiciul a fost estimat de părțile vătămate pentru tinere cu vârste cuprinse între 26 și 34 de ani la 7.000 de lei. Astfel, la data de 12 noiembrie 2022, în urma identificării și depistării celor doi tineri, polițiștii au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în municipiul Buzău și în comuna Semeni, în baza mandatelor emise de judecătoria Buzău, relatează mesajul.ro.